Hei, dacă urmează să ai nunta, cu siguranță una dintre problemele pe care le ai este ce mărturii să oferi pe care invitații să le aprecieze. Aceasta fiind marea provocare. Ca să poți răspunde la această întrebare, trebuie să pleci de la scopul mărturiei de nuntă. La ce folosește aceasta? Ei bine, mărturia, după cum îi spune și numele, are în primul rând rol de martor. Respectiv, acel obiect, oricare ar fi el, trebuie să îi amintească invitatului de faptul că a fost la nunta ta. Dar, ca să se întâmple acest lucru, invitatul trebuie să ia mărturia acasă cu el. Lucru tot mai rar întâlnit, datorat banalității mărturiilor. Ceea ce pentru tine înseamnă bani aruncați pe fereastră și dezamăgirea faptului că nu a fost tocmai cea mai bună alegere. Acum, mărturia mai are un rol mult mai important decât cea de martor. Și vreau să fii foarte atent la ce urmează să spun. Mărturia are rolul de a-i face pe invitații tăi să se simtă importanți. Practic să simtă că li se acordă atenție. Din păcate, cu niște bombonele împachetate într-un tiul pe care scrie numele mirilor și data anunții, nu poți face acest lucru. Așa că am creat un top 3 al celor mai eficiente mărturii de nuntă, care cu siguranță vor fi apreciate și luate acasă de către invitați, dar mai ales îi va face să se simtă importanți la nunta ta. Placecardul Oscar. I-am spus Oscar pentru că seamănă cu un trofeu. Cui nu ar plăcea să câștige un premiu Oscar pe care să fie inscripționat numele lui? Placecardul Oscar arată așa, el este un mic obiect din plexic de sine stătător care poate avea diverse forme și pe care este lipit numele celui căruia îi se adresează. Acest tip de mărturie va ajuta invitații să își identifice locul unde să se așeze, va face masa să arate foarte elegant și nu în ultimul rând îi va bine dispune și îi va face să se simtă importanți. Îți garantez că toți îi vor face o poză și o vor pune pe profilul lor de Facebook și la final cu siguranță îl vor lua acasă și îl vor așeza în raft la vedere. Ca și cost, placecardul Oscar este ceva mai scump, dar efectul este unul garantat. Pixul lui Brian. Brian Tracy este un speaker motivațional care călătorește în toată lumea pentru a ține seminarii. El și-a făcut un obicei din a păstra câte un pix drept amintire de la fiecare hotel unde era cazat. Însă, odată, la finalul șederii într-unul dintre hoteluri, a luat ca de obicei pixul, doar că în loc să-l arunce în cutia cu pixul unde erau și celelalte, pe acesta l-a pus în buzunarul de la piept. Ce credeți că l-a determinat pe Brian să facă acest lucru? Ei bine, faptul că de această dată pixul era personalizat cu numele lui. Din păcate, mirii au tendința aceasta să personalizeze mărturiile cu numele lor. Însă, dacă vrei cu adevărat ca invitatul să aprecieze cadoul tău, atunci trebuie să-l personalizezi cu numele lui. Imaginează-ți cum ar fi ca fiecare invitat să își scrie numele pe plicul de bani cu pixul lui personalizat. Destul de tare, nu-i așa? Costul acestei mărturii este unul mic, dar are un efect maxim. Selfie mărturia. În general, furnizorii de servicii pentru nunți, cum ar fi fotografii, îți vor recomanda să oferi invitaților tăi o fotomărturie. Ce este aceasta? Fotomărturia presupune că fiecare invitat va face o fotografie cu mirii, la sosire sau la plecare, pe care o vor lua acasă ca amintire. Lucru pe care eu nu îl recomand din mai multe motive. În primul rând, vei întârzia foarte mult cu primirea invitaților, deoarece în timp ce vei face fotografii cu unii, ceilalți vor aștepta la intrare. Apoi, e foarte greu să ieșiți cu toții bine în poză. E foarte obositor, mai ales pentru miri, se pierde foarte mult timp și nu în ultimul rând șansele ca acea fotomărturie cu voi toți să ajungă să fie lipită pe frigider sunt foarte mici, ceea ce face din acest tip de mărturie să fie un eșec total. Totuși, îți recomand să schimbi fotomărturia cu selfie mărturia. Selfie mărturia este fotografia pe care invitații și-o fac singuri cu ajutorul unei cabine foto sau oglinzi magice. Avantajele sunt multiple. În primul rând vor face câte selfie-uri vor, când vor și cu cine vor. Pot lipi magnet pe spate, le pot personaliza, le pot multiplica, le pot lipi într-un album și nu în ultimul rând ei se vor distra. Selfie mărturia este un succes total prin care să-ți impresionezi invitații.
Costul este unul mic și efectul este garantat. Acum, știu că există unele zone din țară unde obiceiul la nuntă este ca mirii să ofere un pachetel cu prăjituri și o tărie sau diverse obiecte precum iconițe, îngerașe, vantaie și tot așa. Indiferent pentru ce tip de mărturie optezi, dacă vrei să-ți impresionezi invitații, îți recomand să le personalizezi cu numele lor, nu al tău. Asta îi va face să se simtă bine, să se simtă importanți și mai ales unici. Dacă ți-a plăcut acest video, în descriere ți-am atașat un link către planul de nuntă Ajutor Mă Căsătoresc, unde am inclus zeci de idei de nuntă care să te ajute să-ți organizezi nunta la care visezi.